Eu fac numai lucruri fine, simple. E acolo e nenorocit. Cum? Îți vine asta? Nu, e ok. Da. Fii atent. Vreau să gătesc un ostropel mai fin, așa. Îl gătea și maică-mea, dar eu adaug câteva lucruri care îi dau o anumită savoare, așa. Am găsit un pui de-asta. Nu e de la cetate de data asta. Nu e, bine că nu e american. Îl pun puțin cu... E de la o fermă de asta unde culoarea asta gălbuie dă sentimentul că e chiar hrănit cu, cu porumb, așa, da? A, da. E bine orice pui îl spălați cu puțin vin ca să miroasă mai bine, pentru că în afară de faptul că o să gătesc... niște... Vrei să mănânci ceva? Da. Asta s-a făcut la mine la cetate, fii atent. Serios? Asta e... Babic? Babic, ghiudem făcut numai din capră și din, din oaie, dar cu mirodenii, cu multe mirodenii de-astea mămică... din Oltenia. Alea care sunt la alimentare sunt mai fade, știi? Da. Pe bune. Împănez odată cu slăninuța. Pun una de asta întreagă, așa, și adaug și o feliuță de usturoi pe partea asta alaltă. A apărut usturoiul ăsta proaspăt. Poți să ronței pe ăsta, dacă îți place usturoiul. Nu, așa, de politețe. Da, da, te rog. Gustă și asta, dacă vrei, fii atent. E dulceață de ardei iute. Îl mângâi cu puțină dulceață de ardei iute. Dacă nu aveți dulceață de ardei iute, merge și... Uite ce să, nu, puțină miere. Puțină miere. Deci, doamne, în afară... Asta, deci mie vine să-l mușc așa. Îl mângâi așa cu puțină miere, îi astupă și porii, că e bine să fie prăjit pe din afară, știi, și să rămână înăuntru cu fiind pori închiși, așa. Chiar și puțin muștar. Și muștarul ăsta al meu, fii atent, gustă-l și pe ăsta. Să ghicești cu ce este. Nu spune, stai. E ceva acolo. Din cotoarele de gutui se fierb. Înțelegi? Doi ani iese, iese o... Okay, așa. Și ce iese? Stai. Uite cum e. O peltea se cheamă. Am înțeles. Peltea am văzut, gutui, am zis că e ceva dulce, dar nu... Da, și e mișto, e foarte mișto. Identificăm. Așa. Punem puțină făină. Să prind o crustă, așa. Îl punem degeap. Îl mai facem și pe fratele lui. Hai să... Du-te și... gâdile nu puțin. Nu te baza pe mine. Nu, numai așa să o miști așa puțin, că ai făcut sport. Mai, să se miște el, mai tare așa. Așa. Îl pune și pe fratele. Îl mai zbengui pe... Mai zbenguel, zbenguel că... Știi de ce? Se lipește. Se lipește, da. Și ține așa tigaia, fii atent să... Într-o parte, să... Adun ulei acolo, da? A, așa. Nici nu te stropești. Dar mai se punem. Pătrunde așa în uleiul ăsta puțin, așa? Formă îl mai băgăm, când băgăm legumel, mai ținem. Se pătrunde puiul, mai ales dacă este frăgezel și... Așa, se pătrunde destul de bine. I-am băgat și usturoiul, i-am băgat și asta, îl mângâiem și pe ăsta cu puțin muștar și cu puțină dulceață și puțină miere, nu multă. E foarte bine. Îți place mai ars așa? Mamă, e, uite acolo, scrie numele meu, uite acolo. Da, bine, Nicu. Pe ăla ți-l dau. Neculae, mie-mi place. Neculae, da. Neculae. După bunică mea. Da? A fost preot, da? Aha. Am văzut. E destul de tare. Pe bune? Da, da, da. În Moșești. Unde? În? Moșești. Buzău. Lângă Buzău? Mama mia, da. Acolo? În Buzău sunt fete frumoase la Buzău. Te-ai însurat cu o fată din... Dristor. Din altă parte, a? Din Dristor. E la șaurmerie. Ai vrut să fie aproape de șaurmerie. În zona e bine, aia, da. Efectiv, sunt dependenți de usturoi a mea. Uh-huh. N-ai văzut așa ceva. Dacă îi arăți un diamant, un trilian, ceva, zice, dacă arăți o căpățână de usturoi, ce vină încoace ca al meu e. Hai că să-i dau și un copan de-ăsta împânat cu usturoi la plecare, îi duci? Dacă mai rămâne.
Dacă nu mai rămâne, ce să faci? Asta e. Vreau să pun pe lângă ea, de obicei, puiul sigur că e foarte bun cu, cu piure, da? Dar noi punem niște legume așa pe lângă el. Pun și puțină vânătă. Vânăta e leguma mea preferată. Când eram mic și eram la Slobozia, pe străzile alea pline, pline de praf și de sculți, când mirosea vânătă coaptă, că ea făceau, pe, făceau în curte acolo, știi? Și eram absolut înnebunit. Opa! Opa, opa! Opa, opa! Ești ușor pe haos. Da, nu, e mult prea tare și... Dar mierea se... se arde mult prea repede, știi? Deci trebuie făcut la un foc mult mai delicat. Îi punem vin? Puțin vin, da? Așa. Mai pune. Se poate, dacă nu vreți să faceți exces de vin așa, se poate și cu puțină apă. A, vezi ce vin am? Deci sigur din vin că este alcoolul. De-aia și copiii pot, pot mânca friptură cu vin. Pentru că alcoolul este, rămâne numai ce e bun pentru un copilaj, știi? Mai vreți să uiți de aici? Cârnat... Eu nu vreau, dar de politeț, așa... E politețial și pe ăsta. Așa. Mai vrei vin? Să pun vin și peste... ăsta, peste legume, puțin de mai. Păi este alcoolul, pe urmă se poate pune ușor. Astăzi. Deci încoare avem pe aici, nu? Culmea este că nu poți să-l stingi cu... Și portocala, dacă... Dacă... pui multă seamă de portocală și focul tare și ea arde. Să-l pun pe talan de mână. Da, da, o să-ți pun un, un pahar de spumă de aia peste prăjitură. Îți poate okay, îi dă drumul, da. Hai să ne uităm cum e. E bine. Arată bine. Arată bine, da. Bun. Mamă, dar cum s-a rumenit acolo. Da, da. Pe aia ți-o dau. Fii atent. Nu, că eu nu-s pofticios așa, nu sunt... Punem aici asta. Folosim usturoi de ăsta proaspăt. Știi să toci, nu știi să nu. Toc degete, dacă vrei, pe ale mele. Ba, când vă să gătim felul 2. Degete cu... Usturoi nu trebuie prăjit foarte tare. Trebuie numai așa, o destuială peste el. Deci baza este usturoi pe care îl tragem puțin în tigaie. Da. Așa, după aia... Și îl tragem simplu, să nu mai punem nimic la usturoi ăla? Ba da, îi punem. O să vezi imediat. O să-i punem niște roșii... le-am tras în tigaie dinainte. Roșii șerii, dacă n-aveți, merge și puțină zeamă de roșii. A început să se coloreze usturoi. A început să se coloreze, e bine. Deci nu lăsăm să se coloreze prea tare de data asta. Așa. Usturoiul trebuie pus să capete puțină acreală. Sau ce e, oțet? Oțet. Punem și puțin zahăr să se caramelizeze. Și va căpăta o... o mireazmă foarte plăcută și un gust plăcut, așa, cel mai bun... Gust este ușor dulce, ușor acru și să punem și puțină sare de data asta. Cel mai tare îmi place că n-ai treabă cu rețeta. Punem 200 de grame de sare. Nu, nu, păi măsurăm. Dar n-am măsurat 49 niciodată. De grame era de zahăr. Fler, așa, sigur. Portocală mai trebuie.
Vezi cum imediat se... Mai punem și usturoiul ăsta care a rămas. Ei, acum mai punem și coriandru. Deci punem efectiv, punem tot ce avem pe masă. Ce găsești pe acolo? Acolo ce punem niște stafide, puține capere. Bine, eu vreau să capete mult mai și piper roșu. Va fi mai parfumat. Părinții noștri nu găteau decât cu piper. Piper, sare și ce mai găseau, ce mai aveau ei în curte pe acolo. Dar adevărul este că aceste mirodenii sunt nemaipomenite. Pe mine mai noroci cu usturoiul. Hai că puiul ca puiul, dar asta ce e aici arată, este ceva de nu s-a mai văzut. Da. E. Acum punem și... Aoleu, și-o punem pe tânăr aici? Oh. Da. E, acum se parfumează el așa ușor în această chestie, da? Pătrunde. Deci este... Asta le punem după. Lăsăm să se... În prietenea asta acolo, nu? A, așa, să se pătrundă puțin. Da? Să facă puiul dragoste cu usturoiul. Exact. Să se certe acolo și cu roșia. Și bineînțeles, o să mai punem vin. Se poate pune și un capac. Binecuvântează, Doamne, acest ostropel. Hop. Mai întoarcem o dată și pe dânsul. Aici la restaurant voi aveți pompierii pe... Da, spit, avem unu, nu? Trei pompieri angajați aici. Ah. Bine, aici n-are ce să ia foc. Nu, no, n-are ce să ia, sigur. Cât mai durează? Așa, imediat. Eu mor aici. Îl fac puțin mai picant, îi pun puțin în sos, îi puțin muștar de ăsta de-al meu. Așa, dulceața de ardei iute și gata. Deci, și ăsta încă o dată se poate mânca fie cu piure, fie cu cartofi prăjiți, fie pur și simplu. Iai hartanul și până mănânci și sosul cu lingura. Bași fața în tigaie, ce să mai... Ideea este că această mâncare, mai ales dacă îi pui, se face foarte repede. Un porc trebuie ținut porcul mai mult. Vițelul nu se ține foarte mult. Vițelul e bun și mai în sânge, așa. Retrage-te, stingem lumina, mai facem păi două. Păi vorbim cu altă ocazie. Da. Sănătate, toate gata. Bune, la revedere, sănătate plăcere, acasă. Nu mai vorbim. Mersi frumos. Ciao.